nimeni l-a mai văzut de ieri. Ce faceți, fetelor? Bine. Cât de bine. Foarte, foarte bine. Foarte bine. Sunteți nerăbdătoare, știu. Da. Atât de nerăbdătoare încât le-ați tras de limbă pe cele trei norocoase pe ziua de astăzi, adică pe Raluca, pe Denisa și pe Tamaris, cele care au avut ocazia să-i cunoască pe băieți. Cum sunt, ce fac, nu? Da. Cam astea au fost întrebările. Hai să vedem și noi ce au discutat fetele și comentăm apoi împreună. Hey, bună, fetelor! Ce faceți, fetelor? Tocmai ce am cunoscut băieții, o să vă placă. Cum a fost? Serios? Da. Cum a fost? Deci avem de unde alege, să înțeleg. Ați văzut toți băieții? Da, ne-am cunoscut pe toți. Care ți s-a părut cel mai interesant sau... Mi-au atras atenția 2-3 băieți. Doresc să-i cunosc mai bine, probabil că o să se întâmple asta în curând. Și despre ce ați discutat sau ce ați făcut? Am discutat despre blind date-ul pe care l-am avut cu George. L-am văzut face-to-face. Și cum ți s-a părut? Am rămas la aceeași părere pe care am avut-o și inițial la testimoniale, că nu este genul de bărbat pe care nu e ce cauți tu. Da, am vorbit despre ce părere au ei despre mine, că eu... Cine e ei? Băieții. Da, și? Și eu am zis în interviu că am fost model de videochat și ei au zis că sunt ok cu asta și unul a zis că nu. Nu-i place. Faci videochat? Sau mai am făcut. Și nu mai faci acum. Oh, probabil. Ce să zic? Adică mă bucur că spui așa cu zâmbetul pe buze, că nu mi se pare... Câți băieți sunt? Noi am numărat, habar n-am, am avut și o emoție. Doamne ajută, că până la, eu nu-mi doresc să intru într-o relație dacă nu simt că e bărbatul ăla cu care aș putea rămâne o viață, sincer. Care a făcut blind date, e de vârstă cu tine? Dacă mi-aduc bine aminte, are 22 de ani. Da, e mai mic ca mine, dar ce mi-a plăcut la el a fost faptul că mă conducea în conversație, știi, și eu fiind și mai vorbăreață. Da, exact. Mie îmi place bărbatul, chiar dacă sunt mai vorbăreață și sunt așa mai tare de fire, să zic. Îmi place ca bărbatul să fie cel care mă conduce, mai ales mă refer în cel cu care să ajung să mă căsătorești. O să fie bine, Doamne ajută. Cine știe, poate, Doamne, nu, n-am venit să mă mărit neapărat aici, adică dacă Dumnezeu mi-l trimite pe cel ales și simt conexiunea și vai, rămân o viață cu el, simt lucrul ăsta, adică nu, bineînțeles, poate te desparte și moartea, dar al altceva n-aș putea să mă gândesc niciodată. Dacă ai să mă gândesc și să intru într-o relație, trebuie să simt că omul e așa de îndrăgostit și nu neapărat îndrăgostit de mine, să fie matur și echilibrat cumva, să știu că putem construi ceva, nu la prima chestie, gata, mă lasă, știi? Și crezi că e cineva printre ei, așa, cum îl descrii tu? Nu știu, Sebadin mi-a plăcut așa cum vorbeați, am zis, de la întâlnirea pe nevăzute, dar nu, trebuie să îl cunosc mai bine și să mă cunoască și el mai bine. Ce să-l cunosc numai eu, că eu sunt o scorpie? Adică eu sunt mai greu de cucerit, să zic așa, mai ales, după experiențele pe care le-am avut. Îți dai seama că nu mai arunc așa într-o relație numai să fie. Și majoritatea păreau mici de vârstă, nu? Așa ai zis. Mai puțin unul mi s-a părut... Maxim 30 avea, în rest ceilalți, nu, probabil vor fi și ei mai mari, numai că nu par, ca noi. Da, chiar, că nici nu părem. Da, nici noi, deci cine știe. Ați văzut și clipuri de prezentare, că nici nu mai știu uitat. Da, am văzut clipuri interviurile? Da, interviurile. A, doar ale noastre? Da, ale noastre. Ale văzut pe ale toate? Da. Mă interesa la ei dacă le-ai văzut. Nu, toate cele care am fost. Eu, Renița și Damaris. Și videourile băieților? Nu le-am văzut. Dar din punct de vedere al ținutei, că mie îmi plac foarte mult hainele, cel mai drăguț era îmbrăcat al tău. Mă rog, al tău. Nu rețin numele. Băiatul cu care te-ai întâlnit tu. Da. Dar oricum, gustul nostru diferă, așa că nu vă faceți griji, aveți de unde să vă orientați. Da. Bine, acum depinde. Eu una vreau să-l cunosc mai bine. Contează caracterul, principiile și nu doar aspectul. Asta e o primă impresie. Da, și aspectul contează. Sigur, la prima vedere, primul contact, evident, dar după... Ne spune Neraluca că tu ai văzut. Da, eu pot să vă zic că vă am reținut numele fiecăruia. Mai zi mai multe de Viorel. Da, uite, Viorel e al meu, ce face? Viorel n-a vorbit deloc, dar pot să spun doar din punct de vedere al aspectului că nu cred că nu o să-ți placă. Vă spun că o să-i vedeți și voi cât de curând. Cât de curând! Adică mâine, poi mâine o să fiți cu toții împreună, o să vă cunoașteți cu toții. Ce curiozitate ai, Adina?
Hai că am văzut că erai foarte vorbăreață. Vreau să-l cunosc pe Viorel. Din același motiv ca ieri? Sau ai mai aflat ceva? Am fost la blind date cu el. Așa. Și am avut ce discuta. Sigur, o să vedem, da. Așa. Am avut ce discuta cu el și nu mai am răbdare. Ia auzi, îmi spun colegii că o să vedem mâine. Dar zi-mi așa, ca și cum ai face un teaser pentru emisiunea de mâine. Crezi că e ce trebuie? Am un feeling că Viorel este ce trebuie. Aha. Da, pentru că în primul rând nu vine cu mama. Și o să mă înțeleg super bine. Dacă ar fi venit cu mama, nu cred. Da, uite, le-ai întrebat? Uite, l-au cunoscut. Și Raluca, și Denisa, da, și... Da, mi-au zis că e cam slăbuț. Că e cam slăbuț. Da, și nu-mi plac bărbații slabi. Păi să îi dăm niște prăjituri aici, niște, aduceți niște baclavale, ca, știi, ca să se îngrașe, nu? Da, adică... dacă reușim să-l îngrășăm în Turcia, poate... Da, fii atent, ci că a fost Mister Olympia. Deci nu e slab, e bine făcut. Cam deci m-a mințit, m-a mințit cine vrea să-mi curețe Viorel. Da, uite, stai să ne spună Gabriela că... Urma să fac, mă pregăteam să fac. Dar știi ce înseamnă, uite, spune-ne și lor. Da, într-adevăr. Da, e o muncă grea în spate, să știi. Mult antrenament, mese pregătite, gândite, adică, cântărite. Adică, spun că nu e slab, nu are cum să fie, adică, poate cu fibră, nu? Depinde, pentru că dacă te lași și nu mai faci, nu mai mergi nici la sală, nu mai ții cont nici de alimentație, s-ar putea să-ți pierzi forma. Adică forma de concurs o ai... maxim o săptămână după, după care revii la forma inițială, dacă nu da, te antrenezi. Tu ai înțeles că e slăbănoc genul ăla, știi? Da, slăbănoc. Eu așa mi-l imaginam când mi-a zis Raluca. Nu am vrut să dau. A fost o primă impresie, nu am apucat să interacționez sau să-i văd foarte bine, dar i-am spus doar că este slăbuț, adică nu foarte slab. Adică și că n-are, probabil cu deci, dom'le, n-are burtă, n-are, nu? Da, la modul ăsta. Și ce curiozități mai e? Hai să le tragi de limbă, uite. Denisa este lângă el. Deci poți să o întrebi pe Denisa. Să o întrebi pe Denisa? Nu? Da, întreb-o. Ia-ți Denisa. Cum e Viorel? Fiindcă asta lângă el, n-am putut să mă uit la el, dar din ce a vorbit și ce a zis, mi se pare un băiat foarte ok și cred că vă puteți înțelege. Deci m-aș putezi cu el? 100%. Plec măritată cu Viorel sau? Încă nu vă să-mi promis legat de asta. Ia să vedem, cine mai... Pe Damaris nu vrei să întreb, că a stat în fața lui, deci teoretic ar fi putut să-l vadă bine. Ia spune, Tamu. Sincer, nici nu mi-aduc aminte, care dintre ei a fost? Cel din dreapta sau din stânga? Deci, da, știi de ce? Știi la ce se gândește ea? La cine te gândești? Zim, Damaris. Nu mă gândesc la nimeni deocamdată, dar da. Mi-a atras atenția, bineînțeles, Sebaidin, dacă așa se numește. Sebaidin. Da, Sebaidin. 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 Ok, înțeleg cum mama lui spune Seb. Dacă ți-e mai ușor, poți să-i spui așa. Acum poți să-mi povestești că, uite, a plecat și poate că e mai bine să nu știe chiar de la început, că după aia și eu sunt băieți. A, mă place, se relaxează. Îmi place de el așa că e foarte deschis și știe să mă conducă, dar nu, ca să ajung să-l cunosc mai bine, atunci pot să-mi dau cu părerea mai exact. Pe la prima impresie s-ar putea să pară foarte cum trebuie, așa cum îmi place mie și pe parcurs să nu mai-mi placă. Să avem concepții diferite și atunci... nu mai... O să vedem asta. Cine a mai avut curiozități? Cine a mai avut curiozități dintre fete? Inga? Evident, curiozitatea mea a fost dacă sunt băieți cu barbă. Avem. Înalți. Parcă, nu? Da. Au zis că este cineva așa, ceva așa. Deci toate șansele să întâlnesc ceva aproximativ de ceea ce îmi doresc eu. Roxana? Eram curioasă de Cosmin. Să văd dacă le-a atras fetelor atenția. Și ce ți-au povestit? Văd dacă roiesc în jurul lui femeile. Aha, da, tu ai rămas la expresia aia cu roiesc femeile în jurul lui. Da, sunt curioasă de asta. Și ce ți-au zis fetele? În moment dat n-au zis nimic. Sincer, nu mi-a atras atenția. Nu ți-l amintești? Dar nu roiesc femeile. Poate de ai exagerat, mama. Ești tu, Denisa? Nici mie nu mi-a atras. Ne-am dat seama de poate mamă. Poate nu mi-a atras atenția în sensul că nu... Să știți că au avut și emoții. Au avut și emoții și o să vedeți și voi. Că și voi o să aveți. Minunat.
Ai vreo curiozitate față de cineva? Da, față de Valentin, doar că nu am primit prea multe informații. N-ai primit de cineva? De ce nu l-am văzut eu, mi se pare foarte frumos, Valentin. Valentin a fost categoric în ceea ce te privește. Da, 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 dar nu pentru mine, mi se pare. Nu. Așa, uitându-mă la el, este un bărbat frumos, cred că să-i placă. Ia, este un bărbat frumos. Ești mulțumită de răspunsul acesta? Nu, e de ajuns, dar pentru moment e ok. Așa. Da, Miruna, ce curiozitate ai despre cine? Despre Valentin. Ce vrei să știi? Întreabă-le, l-au văzut. Le-am întrebat, mi-au spus că este înalt și cam atât. Oricum, mie mi-este foarte greu să mă ghidez după spusele altora, pentru că ce e pentru cineva frumos, poate pentru mine nu este și invers. Așa eu că zic să mai ai puțină răbdare. Da, v-am spus, sunt două zile, cu toții o să vă cunoașteți, așa că o să vă faceți propria impresie. Bun, luăm o scurtă pauză. Fetelor, sunt foarte curioasă să văd ce au discutat și băieții despre voi, cele trei care deja ați avut privilegiul să îi vedeți. Așa că după